Bună ziua, prieteni, și bine ați revenit la mine pe canal. Eu sunt Cesima și astăzi o să filmăm un tutorial cu acest look. Mai exact, machiajul meu de zi cu zi este un clip pe care mi l-ați cerut foarte des. Este fața pe care o vedeți aproape de fiecare dată la mine pe Instagram. Apropo, dacă nu mă urmăriți și acolo, v-aș fi foarte recunoscătoare dacă mi-ați da un follow ca să vedeți mai mult content cu mine. Alte lucruri pe care probabil nu o să le postez aici vreodată. Este un make-up simplu, nu este nimic inovativ, dar în același timp este un machiaj foarte drăguț și pe care puteți să-l faceți foarte repede. O să vedeți că la mine durează mai mult aici doar pentru că trebuie să explic. În mod normal eu termin acest look și în 10 minute, 15 dacă trebuie să fac curat și să aranjez dezastrul pe care l-am creat aici. Dar pentru voi l-am luat pas cu pas și l-am explicat pe fiecare. V-am arătat pe acolo și niște mici trucuri, tips and tricks pe care le fac eu de fiecare dată și care mă ajută pe mine. Sper să vă ajute și pe voi și haideți să începem pentru că nu are rost să o lungim. Dragilor, dar înainte să înceapă tutorialul, voiam să mulțumesc foarte rapid sponsorului clipului de astăzi și anume Surfshark VPN. Dacă nu știți ce este acela un VPN și ce face el, el teoretic vă ajută să navigați pe internet undercover, ca să spun așa, și să treceți neobservați de toate site-urile periculoase pentru voi și pentru datele voastre personale. Ceea ce înseamnă că nu vă mai urmărește nimeni de acum încolo datele personale și nu o să vă mai apară acele multe reclame pe ecran foarte random. Sunt sigură că știți la ce mă refer și că vi s-a întâmplat și vouă nu doar o dată de mai multe ori, să vorbiți cu cineva despre un produs, un loc, etc. și în ziua următoare să vă apară o reclamă despre acel produs, acel loc. Ei bine, fără reclame de genul ăsta dacă vă conectați cu un VPN. Dar partea mea personală preferată este că puteți să vedeți show-uri de pe Netflix, de exemplu, care nu sunt încă la noi în țară sau care nu apar la noi în țară niciodată. Eu, de exemplu, îl folosesc să mă uit la toate sezoanele din RuPaul din afară, pentru că apar foarte târziu la noi în țară sau nu apar absolut deloc. Așa că dacă vă interesează protecția pe internet și mai multe show-uri pe Netflix, găsiți la mine în descriere un link unde puteți să folosiți codul Cesima pentru nu doar 83% reducere din întregul preț, dar și 4 luni gratuite dacă vă înscrieți luna asta. Surfshark este disponibil pe toate dispozitivele și mai mult de atât aveți 30 de zile în care puteți să primiți bani înapoi în cazul în care nu sunteți mulțumiți. Așa că enjoy! Bun, și primul lucru pe care îl fac întotdeauna, indiferent că am fost machiată, că n-am fost machiată, mă demachiez. Mă șterg puțin apă micelară. Și trec la ten. Pentru că, indiferent că mă machiez rapid sau că este make-up-ul meu de zi de zi sau nu, tot timpul îmi pregătesc tenul. Pentru că altfel poate să-mi apară coșuri. Știți și voi riscurile, de fapt. Și ce fac eu este să aplic puțin din spray-ul ăsta facial de la Mario Bădescu cu aloe vera și castravet. Și apoi, ori mă dau cu o cremă tot de la Mario Bădescu cu acid hialuronic, dar am pierdut-o. Așa că o să mă dau cu o altă cremă pe care o folosesc foarte des. Se vede pe ea, săraca, cât de folosită este. Și mă dau și cu cremă. Și ultimul lucru pe care îl fac înainte să încep să mă machiez este să mă dau cu puțin balsam de buze. Să le pregătesc și pe ele. Bun, și acum că am terminat și cu minimul de skincare, trecem la make-up. Primul lucru pe care îl fac întotdeauna este să-mi fac sprâncenele. Și make-up-ul meu de zi de zi nu conține sprâncene făcute. Pur și simplu aplic puțin gel de la Anastasia Beverly Hills, brow freeze, le dau o formă și asta e tot. Pentru că nu am fost eu niciodată genul de persoană care să-și facă sprâncenele prea mult sau să o intereseze de sprâncene, pentru că nu a fost cazul. Nu mă înțelegeți greșit, aș vrea să-mi fac și eu sprâncenele de fiecare dată și să arate cum arată la foarte multe alte fete, dar din păcate nu am răbdarea necesară, pur și simplu. Mă șterg puțin de gelul deasupra cenelor, pentru că altfel se fac cojițe și urăsc cojițele. Și mai departe trecem la ochi. Eu mereu mă machiez la ochi prima dată și apoi la față. Și ce fac eu este cumva să-mi conturez și sprâncenele, dar să aplic și bază pentru toate cu concealer. Așa procedez eu. Puteți la fel de bine să folosiți și o bază de ochi. Nu trebuie neapărat anticearcănul. Și apoi cu o pensulă de fond de ten încep și enduiesc acest anticearcăn. Superb! Trecem și la al doilea ochișor. Am uitat să vă zic că anticearcănul pe care îl folosesc este de la Sephora, Best Skin Ever în nuanța 20. V-am mai zis de el 100%, dacă nu aici, la mine pe Instagram.
este chiar pe terminate, trebuie neapărat să mă duc să-mi cumpăr unul. Nu știu dacă și voi faceți la fel, dar eu mereu las toate produsele să se termine. Adică nu prea anticipez, adică nu mă duc să-mi cumpăr, băi, nu mai am anticear când se termină, hai să-mi cumpăr altul. Nu, trebuie să rămân fără, să ajung în stadiu în care nu mai am ce să fac, ce să folosesc și abia apoi mă duc și-mi cumpăr. Ceea ce nu este bine deloc. Și acum, pentru că avem un produs cremos pe plapa ochiului, trebuie să-l fixăm, nu? Și iau o pensulă de genul ăsta și din paleta Wild Book de la Sephora o să iau nuanța de aici, care este pur și simplu un nude, o nuanță de trecere. Și doar aplic pe toată plapa ca să fixez produsul cremos și să uniformizez cumva, să-mi construiesc baza pentru look-ul de astăzi. Bun, și mai departe, scopul meu este întotdeauna să-mi alungesc, încercați să mă înțelegeți, să-mi alungesc forma naturală a ochiului și să-i dau efectul ăla de lifting și de ochi lungi și subțiri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o să iau pensula de sprâncene, o să o dau cu puțin spray de fixare și apoi o să iau un fard maro închis. Pentru că mi se pare că maroul e o variantă mai bună decât negru, în situația noastră cel puțin. Și apoi pur și simplu o să aplic la baza cenelor. Nu contează atât de tare cum, pentru că oricum o să vin și o să blenduiesc și ușor fac un pic de tot de podiță. Repet, nu contează atât de tare cum, pentru că o să vin acum cu o pensulă mai mică, cu același fard, doar că de data asta nu mai este ud, și încep să blenduiesc. Nu termin acum, las puțin așa, fac și celălalt ochi și abia apoi retușez ca să ajung la finalul pe care îl vreau, pentru că diferă de la zi la zi. Pensula de sprâncene, spray de fixare, fard maro și aplicăm la baza cenelor. Pensula mai subțire, același fard maro și blenduiesc. Bun, acum nu știu dacă o să puteți neapărat să observați, pentru că e un detaliu foarte mic pe care îl observ eu la mine, dar nu știu dacă neapărat se vede, dar una dintre condiții este puțin mai sus și una este puțin mai dreaptă. Și de-aia am spus că nu termin ca să pot să ajung în situația asta și să rezolv. Așa că o să ridic puțin condiția care e prea dreaptă. Și acum mă întorc la pensula care am aplicat primul fard, cel de bază, și aplic din nou, indiferent dacă trec peste codiță, pentru că mă interesează să fie trecerea de la codiță la bază cât mai fină, așa că este ok. Și dacă vă vine să credeți sau nu, am terminat cu ochii, cel puțin partea de sus, și acum trecem la față. Mi-au din nou o dischetă cu puțin anticearcăn și mă șterg pe sub ochi, pentru că există anticearcăn sub ochi și vreau să plec de la o bază curată. Bun, mai departe trecem la fondul de ten, de la Benefit Hello Happy în nuanța 02. Și ce fac eu, ce îmi place mie să fac de fapt, este să îmi iau pensula de fond de ten, o șterg puțin pe un șervețel umed, tips and tricks cu Cesima, iar ea acum este și curată, dar și puțin umedă, ceea ce înseamnă că atunci când eu o să aplic fondul de ten foarte puțin, tot timpul încerc să aplic cât mai puțin, ea fiind udă, umedă de fapt, nu udă, ajută mult mai mult la aplicarea fondului de ten. Cel puțin mie așa mi se pare, nu mai e fondul de ten uscat pe fața mea, se întinde mult mai rapid, pentru că, repet, este ușor umed și are textura asta mai hidratantă. Ori sunt eu pur și simplu nebună. Una din două. Repet procesul, 3 punctulețe de fond de ten. Teoretic, ce am făcut eu cu pensula seamănă puțin cu ce trebuie făcut la burețel. Știți că atunci când aveți un beauty blender, dacă folosiți beauty blender, trebuie neapărat umezit înainte. Cumva asta am făcut și eu cu pensula. Nu știu de ce, dar am făcut. Singur punct pe frunte. Și pentru gât, eu procedez în felul următor. Pun un punct pe pensulă și încep. Următorul pas, în mod normal, ar fi anticearcănul, dar astăzi nu vom folosi așa ceva, pur și simplu pentru că simt că nu e cazul. De foarte multe ori fac ce mi se pare în ziua aia, nu e neapărat o rutină fixă. În cazul în care vreți să-l folosiți, să știți că eu aplic puțin aici și puțin aici. Nu fac triunghiul acela sub ochi, v-am mai povestit eu de chestia asta, dă un alt efect de lifting al feței decât triunghiul acela jos, care atunci când e blender trage fața în jos. Și mai departe, pentru că oricum puteți să vedeți și voi pe cameră, am niște zone mai uleioase, așa că trebuie să le fixăm cu pudră. Eu folosesc de la Morphe Bake and Set în nuanța banana pensula de pudră. Iau pudră pe pensulă și apoi o bat în capac ca să-mi rămână puțină. Tot timpul încep sub ochi, pentru că dacă rămâne mai multă pudră aici, este ok, pentru că îmi deschide zona de sub ochi și asta vrem cu toții. Mai iau puțină din capac, repet.
și aici. Un alt tips and tricks. Nu știu dacă voi făceați asta până acum. Nu știu cum să vă arăt. Nu știu dacă puteți să vedeți, dar eu mai am pudră în capac și aș vrea să o torn înapoi, nu să o arunc. Dar dacă fac asta, este logic că o să cadă pe lângă. Ceea ce fac eu este să iau pensula și să bat în capac. Vedeți cum absolut toată pudra s-a strâns aici. Vă mai arăt o dată. E toată aici. Bat și mi se strânge toată jos și tot cu bătaie pun și în recipientul de pudră, efectiv. Încercați, chiar o să vă salveze foarte multă pudră. Bun, mai departe, trecem și la bronzer. Folosesc unul de la Sephora, nu știu. Este Shimmering Bronzing Powder în nuanța Bahama Sunset. Și eu plec tot timpul de aici, fix din os și urc, nu cobor. Adică niciodată de aici nu o să mă vedeți că fac așa. Tot timpul în sus. Și urc până pe frunte și aici la fel. În sus. Și pentru nas, pentru că încerc să fac machiajul ăsta cât mai rapid, iau aceeași pensulă, o strâng cu degetele și pur și simplu îmi conturez puțin nasul, chiar dacă depășesc. Doar aplic niște pudră pe nas. Apoi vin cu pensula de pudră normală și elimin cumva din exces. Vedeți? Deja. Iar apoi când o să vin cu iluminator pe mijloc, o să se vadă și mai mult conturingul. Mai departe, puțin blush. Tot unul de la Sephora folosesc. Love in the Tropics. Numărul 44. Pensula de blush. Depinde de moodul în care sunt în ziua respectivă, dar de cele mai multe ajung să-mi dau cu blush și pe nas, pentru că de când am făcut asta în clipul trecut cu Doja Cat, credeți-mă că m-am îndrăgostit de tehnica asta și ajung să o fac și eu de fiecare dată. Probabil o să mă opresc când am mai face asta pentru că este toamnă și nu mai merge neapărat. Și acum terminăm și ochii și ce înseamnă asta. O să luăm pensula cu care am lucrat aici, iau același maro și pensula asta pentru care are un vârf ascuțit, mă ajută să dau pe ploapea inferioară cât mai aproape de linia apei, ca să nu-mi cadă ochiul de tot, să nu-mi fac un fard prea gros jos. Foarte simplu, foarte rapid, am terminat și mai avem iluminatorul pe care o să-l aplicăm acum. Eu folosesc paleta asta de la Dior, vă rog să nu spuneți nimic de ea. Știu că am spart-o, dar celelalte trei nuanțe sunt intacte și sunt superbe, așa că o să o păstrez, mulțumesc. Și o să folosesc nuanța asta cu o pensulă de genul ăsta. Fiecare dată când se întâmplă asta și se vede efectiv o linie, iau o pensulă mai groasă și curată și am făcut asta. Iar apoi mai revin cu puțin bronzer dacă este cazul. Iau puțin vârful nasului, lungimea nasului și ceva ce eu fac de fiecare dată, de fiecare dată, este să aplic iluminator sub sprânceană. Și mai avem doar doi pași, mascara și ruj. Pentru mascara depinde dacă am timp, de obicei îmi ondulez puțin genele, dacă nu am timp, nu o fac. Eu folosesc full loading de la Sephora pe genele de sus și size up tot de la Sephora pe genele de jos. Și revin imediat cu mascara-ul aplicat. Gata, am aplicat și mascara. Cu cel de jos ce încerc să fac este să mă dau doar în colțul exterior ca să accentuez doar acolo. Și acum pentru buze, întotdeauna o să iau un șervețel umed și o să șterg fondul de ten de pe ele. Întotdeauna încercați să ștergeți orice produs a rămas sau aplicat pe buze. Unul, pentru că vă încurcă la textură și doi, pentru că o să vă ajute mai mult la contur. O să folosesc de la Melchior nuanța brown 100%, e brown sau brownie. Și întotdeauna încep aici sus. Ceea ce fac eu este să urc cu creionul mai sus, respectiv să cobor buza asta și buzele mele arată așa și de cele mai multe ori nu mai folosesc ruj, pur și simplu asta este, pentru că știu că stă mai mult și îmi place așa și eventual dacă mă simt eu mai curly în ziua respectivă mi-aplic puțin gloss. Nu am idee ce s-a întâmplat în creierul meu. Și, de fapt, ultimul pas pe care îl uit de obicei și mi-aduc aminte abia chiar la final este să iau o pensulă foarte mică, iau puțin iluminator și cred că știți ce urmează, aplic în colțul intern.
ăsta este look-ul meu de zi de zi și o să aplic și puțin spray de fixare pentru că eu urmează să mă duc acum la mall să fac niște cumpărături de haine, mai exact. Pentru clipul cu ținute de toamnă-iarnă o să facem un haul plus styling. O să vă arăt cum să creăm ținute efectiv. Și dragilor, cam asta a fost și vlogul de azi. Sper din suflet că v-a plăcut. Sper că v-au ajutat și micile mele trucuri. O să fac un clip cu mai multe, 100%. Dacă încercați acest look, vă rog din suflet să îmi dați tag pe Instagram ca să pot să vă văd și să vă admir. Și cam asta a fost tot. Până data viitoare, să aveți o zi cât mai frumoasă. Eu v-am pupat. Pa, pa!